Sfaturi atonite de la părintele Efrem Filoteitul. Fie ca un înger al Domnului, copilul meu, să îți urmeze și să-ți arate calea către Dumnezeu și către mântuire. Amin. Mă rog ca Domnul să-ți dea sănătate sufletului, căci este un mare dar al Fiului, ce este dăruit doar la celor suflete ce s-au dedicat pe deplin închinării și dragostei față de Dumnezeu. Lumea atrage tinerii precum un magnet. Lucrurile pământești au mare putere asupra unui suflet nou luminat, ce tocmai a pornit să-și găsească locul, să-și afle scopul în viață și datoria ce îl cheamă. Prietenia lumii este dușmănie față de Dumnezeu. Cine va voi deci să fie prieten cu lumea, se va face vrășmaș lui Dumnezeu. Iacov 4:4. Dumnezeu a pus deoparte lucrurile pentru veșnicie, căci atât El cât și sufletele noastre sunt pentru veșnicie. Nu există comparație între bunurile lumii și bunurile curate ale lui Dumnezeu. Bucuriile lumii sunt obținute cu jertfe și costuri. Și după bucuria lor vremelnică, sunt urmate de felurite consecințe, astfel că li se zice în mod greșit plăceri. Bucuriile lui Dumnezeu însă nu au astfel de urmări, deoarece bucuriile duhovnicești, aici jos pe pământ, sunt cele dintâi roade ale unei serii nesfârșite de bucurii și încântări în împărăția cerurilor. Pe când, în mod contrar, cel care a fost stricat de plăcerile lumii este silit să se îndrepte spre o sânda veșnică, alături de primul îndrumător spre stricăciune, diavolul. Vremea vieții noastre, copilul meu, ne-a fost dată precum o sumă de bani, astfel încât fiecare din noi să se poată ocupa de mântuirea sa. Și, în funcție de cum am încheiat această afacere, vom deveni fie bogați, fie săraci. Dacă folosim avantajul, între ghilimele, al banilor vremii pentru a ne spori averea duhovnicească, atunci, într-adevăr, vom fi negustori înțelepți și vom auzi vocea binecuvântată. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucurie a Domnului tău. Matei 25:23. La capătul vieții noastre, o socoteală precisă va fi cerută de la fiecare dintre noi. Cum și unde am cheltuit banii vremii și vai nouă dacă i-am risipit în cinematografe, în distracții, în desfrâu, în vise deșarte, în plăceri trupești. Căci ce apărare va putea limba noastră amuțită să găsească? Și cum vom putea noi să ne ridicăm ochii și să privim Hristosul în timp ce El înșiră binefacerile fără de număr pe care dragostea sa nemărginită le-a revărsat asupra noastră? Acum cât avem timp, acum cât avem banii vremii care încă nu s-au cheltuit cu totul și încă îi mai avem la dispoziție, să cugetăm cu atenție la lumea rătăcitoare care caută să ne fure. Să o împingem deoparte ca pe un lește câine neputrezit și cu acești bani să mergem de grabă să cumpărăm lucruri de preț care, încercate cu focul, vor deveni foarte luminoase. Daruri de preț ale Dumnezeului cel Sfânt, bune spre a fi folosită ca podoaba Sfântului Ierusalim Ceresc. Noi să nu cumpărăm pleava, care este lucrul de pedeapsă al întunecimii, căci vom coborî cu aceasta în focul veșnic al osândei, unde mulțimea de oameni care n-au dat preț darurilor lui Dumnezeu vor culege ceea ce au sădit. Sădiți lucruri bune, cu lacrimi, și apoi veți veni să culegeți roadele bucuriei vieții veșnice. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși și robii Tăi. Amin.